Persoanele fizice care acum plătesc același impozite, indiferent de scopul în care este utilizat imobilul, vor datora mai mult din 2016. Pentru spațiile comerciale sau de birouri vor plăti exact ca firmele. Taxa poate ajunge să fie chiar de 20 de ori mai mare. Nivelul va depinde de decizia consiliilor locale, care vor putea alege o cotă cuprinsă între 0,2% și 1,3%. Asta în condițiile în care în prezent procentul este de 0,1%. Și în ceea ce privește impozitarea locuințelor vor apărea modificări. Cota ar putea să se dubleze. Spre exemplu, pentru un apartament de 3 camere cu o suprafață de 100 de metri pătrați situat în centrul capitalei, conform formulei în vigoare, impozitul anual ar fi de puțin peste 240 de lei. Din 2016 însă, birul pentru aceeași locuință ar putea ajunge și la 520 de lei. Asta în cazul în care Consiliul General General, al Capitalei va stabili o cotă de impozitare la maximum posibil de 0,2%. Probabil că să mai fie așa o majorare de 2-3%, așa, nu de 100%. Să vedem în ianuarie ce o să fie. Dar nu, nu fac probleme. Sunt însă și schimbări benefice pentru o anumită categorie a populației. Noul cod fiscal elimină taxele majorate pentru deținerea mai multor proprietăți, precum și cele cu suprafețe mai mari de 150 de metri pătrați. În prezent, persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit majorat cu 65% pentru primul apartament, în afara celui de la adresa de domiciliu, cu 150% pentru al doilea și cu 300% pentru al treilea.